bagheta acestui profesor inimos din cercuții. Am constatat că dragostea de neam și dragostea de Dumnezeu ține unit neamul nostru. Aș vrea să vă mulțumesc atât pentru tabloul pe care l-am primit din partea doamnei Svetlana Teofeasa, care este legată de acest ținut al temei de sfântă, din slujirea soțului ei, care este preot în această eparhie. Aș vrea să vă mulțumesc pentru cântările atât de emoționale pe care le-ați cântat, pentru faptul că țineți trează conștiința de neam, conștiința de credință a acestui popor atât de încercat în atâtea sute de ani. Și, în ultimul rând, aș vrea să vă încredințez că oricând sunteți bineveniți aici, în țara mamă, și mai ales în această eparhie care are atât de multe locuri în care am găsit dragostea de neam, dragostea de țară și dragostea față de credința strămoșească. Mănăstirea aceasta a fost aleasă de către voievodul Sfânt Constantin Bogdan ca să-și doarmă în somnul de veci, nu s-a putut în cauza liturgiei de vreme. O departe de această mănăstire se află mănăstirea Arma, am așteaptă învierea morților trupul unui Domnitor care a construit mai multe biserici pe care a construit Sfântul Ștefan cel Mare, este vorba de Matei Basarab. Din aceste ținuturi au plecat pătarii și luptătorii, unii întâmplătorii pe care înaintează, aceste ținuturi l-au dat pe Turba Dumnezeu. Pe ținutul Vâlcii este un ținut cu o încărcătură patriotică deosebită, care nu face altceva decât să mărturisească această dragoste de neam, dragoste de țară și dragoste de ființă. Vă mulțumesc! Dacă vrea să mai gustareți, domnule profesor și director, deci, dragi copii, împreună cu doamna profesoară Zăltana, reprezentăm un institut care se numește Ortodoxul Curmul Zachiei. Ortodoxul Baron de Curmul Zachiei a fost și foarte legat de zona noastră de Cernăuți. Se vede că istoria, ciclul vieții face ca atunci când simți românește, iubești românește, trăiești românește, înveți românește și sprijin România, Duhul
spiritul rămâne întotdeauna prezent. Așa s-a întâmplat cu Eudoxul de Cornuzachi, întemeitor, membru fondator al Academiei Române, mare istoric și mare jurist, apărător al intereselor românilor, la un nivel așa cam cum face și voi. Pentru că atunci când voi cântați cântecele folclorice românești, este un mesaj. Așa cum purtați și costumele populare și sigur, pentru astfel de lucrare, nu pot fi decât oamenii dăruiți de Dumnezeu și cu suflet românesc alt, cum este profesorul vostru, domnul director Lecce. Am ascultat, mai este, se mai numește